Cam cea mai bună repriză de până acum? Ce să zic, sunt încrezător și sunt convins că tot ceea ce facem la antrenamente până la începutul campionatului se va regăsi și în jocul echipei. Am jucători valoroși și mă bucur că am înțeles că atunci când dau totul pe teren, cu siguranță sunt cea mai bună echipă din Brașov. O victorie în fața unei echipe de Liga 3 și o prestație totuși bună, cel puțin prima repriză, mult, mult peste Râșnu. Pe mine personal mă bucură faptul că jucăm și producem fotbal. Asta e pentru mine cel mai important lucru. Că am câștigat, asta e foarte bine, încununează munca noastră, dar trebuie să rămânem modești și să înțelegem că mai avem mult de muncă și deocamdată nu am realizat nimic. Ce urmează programul echipei? Le-am promis jucătorilor că vor avea două zile libere, după care vom relua pregătirea marți, în care la fel vom avea antrenamente foarte grele și vom încerca să îmbunătățim relațiile de joc. Și un meci amical, săptămâna viitoare și când sâmbătă cu cei de la Târgu Secuiesc.